Cum apreciați că au funcționat schemele de plafonare a dosarelor comerciale și prelungirea și completarea listei produselor cuprinse în acest program? Este un lucru în care, în general, nu mă amestec pentru că n-am date. Deci plafonarea o vede consumatorul la raft în ultima clipă. Habar n-am care e, pentru că fiecare rețea are adaosurile ei. În același timp, în industrie, cei care au adaos, așa cum este definit adaosul, peste 20% sunt puțini și sunt doar pe anumite produse. Deci n-a fost un impediment foarte mare. Dar a nu se uita că legea se referă la procesare și retail, nu se referă la producție, producția primară. Deci orice creștere de preț a materiei prime duce la o creștere în lanț. Deci chiar dacă eu am menținut 20% și teoretic ar fi trebuit să scadă, dacă între timp materia primă a crescut cu 20%, prețul va rămâne cel mai fericit caz același sau va crește. Foarte greu de controlat acest lucru. Singurele date statistice care le-am văzut au fost cele la fructe și legume, scăderi dramatice, dar erau scăderile în perioada de vârf a producției de fructe și legume, deci erau normale. La ora actuală se trăiește din discounturi.